Acest video e sponsorizat de EMAG Genius. Bună ziua! Problema. Ideea misterioasă și abstractă a bancului cu caracatița a ajuns probabil mai valoroasă decât bancul în sine, indiferent cât de bun este acesta, ceea ce probabil înseamnă că nu-l vom primi niciodată. Bancul cu caracatița începe cam așa. Un tip se duce la problemă. Dacă pui sos picant pe aripioarele picante, dar sosul picant e mai puțin picant decât aripioarele picante, atunci aripioarele picante devin mai picante sau mai puțin picante? Da, tu ai dreptate. Și ultimele studii arată că pompierii ar fi mult mai eficienți dacă, în loc de furtune cu apă, ar intra într-o clădire incendiată cu o brichetă aprinsă. Problemă. De ce nu poți printa o imprimantă 3D cu o altă imprimantă 3D pe care apoi să o returnezi? Dependența de printarea imprimantelor 3D este un lucru real. Nu de puține ori se întâmplă să-ți dorești să printezi o a doua imprimantă cu prima imprimantă printată și apoi o a treia cu a doua și așa mai departe. Pentru că nici o copie nu e o copie fidelă, vei ajunge în câțiva ani să ai casa plină de imprimante mutante. Problemă. Dacă pe Pământ am 105 kg, dar pe Marte cântăresc 40 de kg, de unde știe cântarul pe ce planetă mă aflu? Recomand citirea mai cu atenție a instrucțiunilor cântarului. Fiecare cântar vine din fabrică cu un senzor de planetă. Problemă. Anul trecut am luat un credit de nevoi personale pentru două tricouri ceva mărunt, dar a venit pandemia, am stat în casă și le-au mâncat molile în dulap. Recomand să te bucuri că ai cele mai scumpe moli din Europa de Sud-Est. Problemă. Chiar dacă am terminat aseul și nu m-a ajutat cu nimic, m-am înscris și la master. Sunt în anul 2. Ești în anul 2021. Încep să înțeleg de ce nu te-a ajutat aseul. Problema. Cât pământ este într-o groapă cu o latură de 1 metru, cealaltă de 2,3 metri și adâncimea de 0,75 de metri? E foarte simplu de aflat. Fugi la bunica în cimitir, o dezgropi, o cântărești, scazi diferența din pământ și afla rezultatul. De asemenea, mica ta încercare de ghicitoare cu surpriză nu a funcționat, pentru că o groapă nu încetează să fie groapă doar pentru că o umpli cu ceva. Sunt sigur că poți să te gândești singur la o analogie care să te lămurească. Problemă. De ce cuvântul separat se scrie la un loc, iar la un loc se scrie separat? Ștefan. Au trecut deja 5 ani, trebuie să accepți că părinții tăi au divorțat și nu se mai împacă. Problemă. Un dentist ține cont de gura lumii? Felicitări! Ai câștigat premiul! Cea mai proastă glumă! Cea mai proastă glumă! Cea mai proastă glumă! Cea mai proastă! La, 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 la. Problemă. Mi l-am imaginat pe Cristi Popescu cu o podoabă capilară direct proporțională cu barba, dar fără barbă și acum nu-mi pot scoate imaginea asta din cap. Ce să fac? Eu m-aș duce în pădure și aș aștepta să cineze din mine lupii sau urșii. Nu prea există păcat mai mare decât ce ai făcut tu. Problemă. De ce cuvântul scurt, care are 5 litere, e mai lung decât cuvântul lung, care are 4 litere? Mulțumesc. Cu plăcere. Recomand să accepți că limba română nu e limba dacilor împreunată armonios cu frumoasa limba cuceritorilor romani. Limba română a fost la bază icnete și gemete, apoi a fost violată în mod repetat de popoare cuceritoare, asupritoare și migratoare și în general de oameni pe care nu ai vrea să-i inviți la un ceai să-ți cunoască pisica. Problemă. Cum poți mânca supă dacă ai o mustață stufoasă? Întreabă pe mama ta. Problemă. Ce gusturi muzicale au animalele? Există animale maneliste? Da. Florin Pește. De unde am referința asta? Nu o să știi niciodată. Problemă. Cum fac să le placă prietenilor mei stand-up-ul? În afară, evident, de a merge cu ei la un spectacol al lui Cristi Popescu. Când spui prietenii tăi, te referi la poștaș, la curierul de la Taz sau la femeia care dă cu mobul pe scară? Ei au deja propriul lor grup de WhatsApp în care își planifică ieșirile la operă și la teatru. Nu cred că au timp de prostiile tale. Problemă. Nu sunt gay, dar m-am îndrăgostit de Dr. Toma. Toate ideile bune din țara asta încep cu nu sunt gay, dar... Problemă. De ce numărul dislike-urilor de la clipurile tale este mereu sub 10, iar numărul de like-uri peste 100? Problema a fost rezolvată de YouTube. Problemă. Cățeaua sare gardul de la țarc și apoi fuge din curte. Dacă face pui cu alți câini, ce naiba fac cu puii? S-a stricat și funcția de rotisor de la cuptor. Recomand să încerci slow cooking. Poate sous vide? Problemă. De ce ai o sticlă de băutură în bibliotecă? Întrebarea corectă este de ce am cărți în bar. Problemă. Dacă nu beau apă, sunt deshidratat. N-ar trebui să fiu rar hidratat? Îmi pare rău acum că m-am grăbit și am dat deja premiul cea mai proastă glumă. Problemă. De ce nu pot să bat un cui în geam? Pentru că ești un care de la din...
pe tine. Problemă. Dacă devin influencer pe TikTok, se poate spune că m-am realizat în viață? Sincer, TikTok primește pe toată lumea. Eu sunt deja verified și am peste 2 milioane de like-uri. Mă face asta mai bun ca tine? Da. Probabil că, cel mai probabil că, 100% da. Problemă. Cine a inventat flotarea și de ce? Flotarea a fost inventată în 1759 de către Augustin Genoflexiune, când, într-o vară foarte călduroasă, s-a pus la pământ și a încercat să-l împingă din dreptul soarelui. Problemă. Prietenul meu suferă de bicicletă, adică schimbă bicicletele ca pe șosete, iar prețul crește cu fiecare achiziție. Care e tratamentul? Recomand să-și spele mai des bicicletele. Recomand să-și spele mai des bicicletele pe care le are deja. Problemă. De ce prescurtare e un cuvânt atât de lung? Cuvântul prescurtare e făcut în mod intenționat atât de lung pentru a-i convinge de avantajele prescurtării pe cei care nu cred că au nevoie de așa ceva. Problemă. Oare Cristi Popescu râde la glumele lui Cristi Popescu? Glumele lui Cristi Popescu nu sunt făcute să stârnească râsul. Felul în care Cristi Popescu face stand-up e mai degrabă similar cu o schemă MLM, el încercând să convingă trei alți comedianți să se apuce de stand-up. Banii câștigă apoi ca un procent din cartofii prăjiți pe care aceștia îi consumă la club, Cristi Popescu având și un side business ca furnizor de cartofi pentru restaurantul clubului. Să am un sponsor pe canal mă ajută extraordinar de mult, pentru că îmi permite mie să produc aceste videouri și să le dau gratis vouă. Sponsorul acestui episod este foarte potrivit în perioada asta a sărbătorilor de iarnă, în care cei dintre noi care n-au inimă de piatră cumpără cadouri pentru cei dragi. Emag Genius este noul mod de a face shopping fără costuri de transport. Emag Genius este disponibil deja în peste 300 de localități din România, inclusiv în toate reședințele de județ. Dacă vrei doar să testezi Emag Genius, folosește linkul meu din descriere și ai 3 luni gratuite de Emag Genius. Dacă oricum voiai să-ți iei Emag Genius, folosește tot linkul meu din descriere, că mă ajută, că vede Emagul, că am trimis eu oameni, că vin oameni de la mine acolo, că altfel, dacă nu, o să trimit ei oameni după mine. Apasă linkul ăla, te rog, din descriere. Un pic apasă-l. Ok, asta a fost momentul sponsorului. Înapoi la domnul doctor. Problemă. Cum pot avea cea mai proastă glumă? Trebuie să încep prin a avea o glumă. Sau iei una la întâmplare de la Cristi Popescu. Problemă. Prietena mea uită unde îmi pune lucrurile de fiecare dată când face curat. În primul rând, bucură-te că prietena ta face curat în casă. Iar în al doilea rând, stai tu liniștit că prietena ta nu uită nimic. Problemă. Dr. Toma ne recomandă să încercăm să fim norocoși. Poate fi norocul o chestiune de noroc? Dacă norocul ar fi fost o chestiune de noroc, atunci ar fi avut noroc doar cei norocoși. Evident nu e cazul, deci nu. Problemă. De ce viitorul se transformă în prezent, iar prezentul se transformă în viitor? Nu se transformă nimic în nimic. Viitorul e încă acolo. Problemă. Nu pot să desenez cu mâna stângă. Dacă vrei să desenezi cu mâna stângă, trebuie întâi să o scoți de la problemă. De ce americanii poartă pantofi în casă? Pentru că au fabricat prea mulți pantofi în anii 70. Problemă. Cum poți crește un canal de YouTube cu filmări spectaculoase din dronă? Dacă nu ți-a crescut canalul încă, înseamnă că nu știi tu ce înseamnă spectaculos. Spectaculos înseamnă bunică plus roller coaster plus piftie. Cu plăcere. Problemă. Oamenii cu chelie de unde știu până unde să se spele pe față? Oamenii cu chelie au de obicei epoleți de păr pe umeri, deci se spală până acolo. Problemă. Dacă îmi pică o cărămidă în cap, se poate spune că e din partea casei? Dacă există în raza 200 de metri vreun semn cu atenție cade-te în cuiala, atunci n-ai nicio punte legală să dai pe nimeni în judecată și deci cărămida, da, este într-adevăr din partea casei. Dacă nu există semn, cel mai probabil cineva de pe casă a considerat că ești foarte urât. Problemă. Dacă partea superioară a cavității bucale se numește în termeni populari cerul gurii, atunci partea inferioară se numește pământul gurii? Nu. Sintagma pământul gurii se referă la glumele lui Cristi Popescu. Problemă. Sunt canibalii rasiști o problemă? Sunt o problemă foarte mare. Ne vedem în fața guvernului în 15 minute. Așteaptă-mă acolo. Problemă. Sunt nesigur pe mine. Poate nu ești. Problemă. De ce toate sticlele se deschid în stânga? În Australia sticlele se deschid în dreapta. Citește cărți. Problemă. Nu prea am bani, dar investesc în cripto. Ești exact în target. Problemă. Poate Dumnezeu să creeze o piatră pe care El însuși să nu o poată ridica? Dumnezeu a făcut lumina într-o singură zi și tu crezi că nu poți să ridici o piatră? Tu știi că durează aproape o săptămână, chiar și astăzi, cu tehnologia modernă, să creezi lumină? Ai și tu o problemă? Lasă un comentariu și află rezolvarea în episodul următor. Și ca de obicei, încercați să fiți norocoși! Hei, dacă simți nevoia să apeși un buton, sunt mai multe sub video ăsta. Poți să apeși unul din ele. Sub video o să apeși un buton din butoanele care sunt sub video.
nu vreau să zic pe nume butoanelor, pentru că se tot schimbă YouTube-ul și s-ar putea să peste nici 30-40 de ani să fie alte butoane sau să nu se mai apese, poate gândești ceva despre video ăsta. De-aia încerc să fie cât mai generic. Dacă ți-a plăcut video ăsta, bucură-te. Cred că atât o să fie până în viitor. O să... Cred că până la sfârșitul, la un moment dat, o să doar să te bucuri. Ce tot zic eu aici? Apasă un like.